În perioada 1 octombrie-30 noiembrie, Adi Timiș, în parteneriat cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului, EcoPozitiv SA, desfășoară campania de informare, conștientizare și colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, reciclează și câștigă în județul Timiș. Prin aport voluntar, cetățenii pot scăpa gratuit de aceste tipuri de deșeuri, contribuind astfel la protejarea mediului. Pentru deșeurile de mici dimensiuni, cetățenii au la dispoziție un număr de telefon la care pot suna pentru programare în vederea ridicării din locație comunicată cu titlul gratuit a acestora. Acestea vor fi preluate prin comandă telefonică de către partenerii organizației. Campania se desfășoară în Timișoara, Dumbrăvița, Balinț, Bucovăț, Bara, Banloc, Beba Veche, Bârna, Becichere, Cumic, Belinț, Brestovăț, Bilet, Cârpiniș, Cenad, Ceacova, Coșteiu, Criciova, Comloșu Mare, Darova, Dumbrava, Dudești Noi, Fârdia, Găvoșdia, Gera, Gotlob, Giroc, Ghiroda, Giarmata, Iecea Mare, Jamu Mare, Livezile, Mașloc, Mănăștiur, Marginea, Orțișoara, Otelec, Ohaba Lungă, Pădureni, Peciunău, Peria, Împarța, Pesac, Pișchia, Recaș, Sacoșul Turcesc, Săt Chinez, Secaș, Șag, Tomnatic, Tormac, Victor Vlad de la Marina, Valcani. Deșeurile de mici dimensiuni se colectează prin aport voluntar la punctele de colectare fixe stabilite de primărie. Această campanie se desfășoară în Balinț, Bucovăț, Bara, Banloc, Beba Veche, Bârna, Becichere, Cumic, Belinț, Brestovăț, Bilet, Cârpiniș, Cenad, Ceacova, Coșteiu, Criciova, Comloșu Mare, Darova, Dumbrava, Dudești Noi, Fârdea, Găvoșdia, Gera, Gotlob, Giroc, Ghiroda, Giarmata, Iecea Mare, Jamu Mare, Livezile, Mașloc, Mănăștiu, Marginea, Orțișoara, Otelec, Ohaba Lungă, Pădureni, Peciunău, Peria, Împarța, Pesac, Pișchia, Recaș, Sacoșul Turcesc, Sat Chinez, Secaș, Șag, Tomnatic, Tormac, Victor Vlad de la Marina, Valcani. Fiecare persoană fizică care predă deșeuri pe durata campaniei se poate înscrie în tombola cu premii atractive prin completarea biletului de tombolă.